16 aprilie. Aptitudinile se dezvoltă prin exercitare. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac. Deschide ochii și te vei sătura de pâine. Proverbele 20 cu 13. Este nevoie de tineri care să fie oameni ai înțelepciunii, oameni care prețuiesc capacitățile intelectuale dăruite de Dumnezeu și le cultivă cu cea mai mare atenție. Aptitudinile se dezvoltă prin exercitare, și dacă nu este neglijată cultivarea inimii, se va forma un caracter bine echilibrat. Mijloacele de dezvoltare se află la îndemâna tuturor. Prin urmare, atunci când Domnul va veni să culeagă rodul, nimeni nu trebuie să-l dezamăgească, prezentându-i doar frunze, o țintă bine determinată și sfințită prin Harul lui Hristos, va face minuni. Minte, caracter și personalitate, volumul 1, pagina 51. Caracter armonios Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia domnului îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. Psalmii 25 cu 12 Cel care se teme de Domnul și îl iubește cu adevărat, va pune în slujba lui trupul, mintea, inima, sufletul și toată puterea sa, Dăruindu-se întru totul atingerii unui singur obiectiv, și anume acela de a îndeplini voința lui. Acesta a fost exemplul lui Enoch. El a umblat cu Dumnezeu. Cei care sunt hotărâți să facă din voia lui Dumnezeu propriul lor deziderat, trebuie să-i slujească și să-i fie plăcuți lui în toate lucrurile. Procedând astfel, ei vor avea un caracter armonios, consecvent, plăcut și veritabil. Minte, caracter și personalitate, volumul 1, pagina 51.